Meciul de mâine seară de pe stadionul Marin Anastasovici dintre Astra și Steaua poate fi considerat o reală finală a campionatului. Dacă vor câștiga, giurgiuvenii se distanțează la 6 puncte de Steaua, iar această diferență s-ar putea dovedi decisivă până la finalul play-off-ului. E un meci foarte important, un meci de 6 puncte pentru noi. E foarte important să câștigăm. Egalul nu ne poate ajuta cu nimic. Mâine vom intra pe teren și vom da totul pentru a câștiga. E o atmosferă bună în lot, am câștigat în Cupa Ligii, avem ascendent moral asupra lor. Sperăm să se vadă asta mâine pe teren, a declarat Adi Popa în conferința de presă premergătoare partidei cu Astra. De cealaltă parte, giurgiuvenii sunt împărțiți între Astra și Steaua și pentru casteliștii să nu aibă un acces facil pe Marin Anastasovici, prețul unui bilet a fost stabilit la un nivel record, 100 de lei, preț unic. Fanii din Liga Suporterilor Astra Giurgiu spun că cine vrea să vină la această partidă vine oricum și sunt încrezători în Astra. Iată părerile lor, cu rezerva că interviul a fost luat înaintea partidei retur din Cupa Ligii. Așadar, meciul cel mai important se va desfășura sâmbătă, o reală finală a campionatului aici la Giurgiu. Un pronostic? Victorie. Batem cu 1-0 sâmbătă și mâine ne calificăm în finala Cupei Ligii. Tu ce spui, Paul? În Cupa Ligii, după meciul foarte bun pe care l-am făcut la Pitești și au bătut cu 1-0, vom bate cel puțin cu 2-0 și ne vom califica. Iar sâmbătă va fi un meci foarte, foarte frumos și vom bate cu cel puțin 1-0. Același pronostic și de la tine? Da, eu v-am spus, nu sunt... Adică, pe părerea mea, eu cred că nu merită să... Adică își merită efortul să luăm și... Adică să intrăm în finala Cupei Ligii, dar pe primul plan trebuie spus campionatul și sunt conștient că sâmbătă vom câștiga. Mâine nu pot să spun, chiar nu știu, sincer... Mi-aș dori victorie, dar aș dori să menajeze cât mai mulți jucători ca sâmbătă să fim deja, după victoria de sâmbătă, vom fi campioni.